Bună dimineața, familie! Bună dimineața! Buc și soare azi! Poftă mare, Ren! Atâtea zile! Poftă mare! Vedeți coafura? Da! Chinuială cu coafurile astea de dimineață! Bună dimineața! Alex, retrăiești ca să reușim la școală. Reușim, este ora 8. Noi în 10 minute suntem la școală și tu la 8 jumate începi școala, așa că reușim. Ai jumătate. Micul dejun? Las că reușim. El e foarte exemplar la noi, iubești, să nu pierzi nici ceva. Reușim, că Ariana, vezi că s-o trezi. Încă nici nu e 8, uite, e 7:54. Iată. Noi prima stragem o fugă la bunica să-i luăm analizele, să vedem ce analiză trebuie să mai treacă. Ceva cu la cap, o doare. Și i-am luat și așa o buretă. Dați-vă ce e super. Asta s-o aștirnă pe lejancă să fie mai moale. Ea are o saltea, dar asta de ce care cu pene, știți? Și saltea și ei am să faci boțuri acolo. Dar asta cred că să fie mult mai bine. S-o aștirnă sub plapumă, să fie mult mai moale. Fără soare, frumos. Senin. Numai că bate un pic vântul. Bate un pic vântul și-i frig. Trecut 5 minute și deamus un nou reaz. Pe Alex deja l-am lăsat. Ariana. O rămas și pe tine să te lasă. Și ne ducem. Ai să mănânci la grădiniță? Hm? Ariana. Până dormi cu ochii deschiși. Peste noapte s-a scumpit și... carburanții. Da. Că 3-4 luni în urmă a fost... 17 lei diesel. Da. Benzina 18. Acum mai 25-27. Acum 100 octani, 30 aproape. 29-57. În Europa e și mai scump, dar aici, adică de la 18 la 25. De grabă cu bicicletele. Da, sport. Să fim mai sănătoși. Sunt astea coșuri, știi, care în spate, spunem copii. Și? Cât timp iarna, ce facem? Spunem încălzire în coș. Supermarket să iau câte ceva lui bunica. Și cu soarele astea. Și nu avem sare acasă și nu e. Sare, lumea a cumpărat tot sarea. Tot și nou prin pachet. Sergiu, fără sare nu trăiești. A rămas la noi tare puțin avem. Adică pentru mâncare, să fac mâncare, n-am sare. Doar de condimentat, știi? În farfurie. Și e, raftul e gol. Lumea a spus că nu-i sare, dar am crezut că i-am, nu știu unde v-a găsat vreun pachet măcar. Pachilot că să aibă pentru murături, știi? Spus ca să scumpească, dar cât a scumpească sarea că lumea a luat așa de mult? Nu știu. Eu mi-am luat așa de scârbă când am găsit sarea, am luat niște napolitane ca mai și am un ceai. De mult îmi place așa, fiindcă așa. Ți-ai îți place napolitane astea cu tort? Nu-ți place? Da. Sergiu nu e amator de dulci, dar când cumpăr, mănânc. Uneori mănânc mai mult decât mine, așa, uneori, rar, dar mult, dar eu des și puțin, așa că la noi se echilibrează. Nu des și mult. Des și mult. Când m-ai văzut ultima dată să mănânc dulce? Deci la Peresece n-au nins ghinișoară, a? Da. Și chiar este mult. Cartoșele prăjite mănânci, aha, te-am prins. Da, te-am prins. Hai, hai. E, dar noi am mâncat, noi dimineața nu mâncăm cartofi prăjiți. Ei, dar am lui dimineața, că credeam lui oara 10, dar așa am cum viața? Cumoare. Cumoare? Cumoare de curești, cu chiperi, cu fără chiperi. Aveați bunica fără? Da, dar eu și chiperi nu țăt acolo. Și am fără chiperi. Mi-am luat o lingură așa, cu tigaia, că am... Îi las că pe așa, dar și nu, n-am mâncat înainte, încă am mâncat niște plășini, chiar cu ceai. La drum ieșit și mănâncă. Așa astea, așa astea. Și am ieșit cadrul. Da, cum? Și am ieșit mai bine. Și-ți mătași mănânc, și-ți înnoiți lijehâți. Da, da. Chiar poate par la urmă. E moale, ia. Foarte moale, ia bunica așa, să vedem. Dacă ai
Polș, știi pui capătâi ăștia? Pui capătâi acolo. Ia-mi bunica, test drive. Stai cam ușa scurșă, n-a să aibă și simți treacă. Mai bine așa, pentru lejanca asta, cred că e cel mai super. Mama i-a dat în gând. Da, noi nu ne-am dat în gând. Noi nu ne-am gândit, dacă... Dar mama, rezultatul, matale. Deci, mai serios, dă-i să luăm buretă ceva la lejanga și zic. Bunica așa și pune, bunic, un fel de iec așa, un fel de iec al pienii care le spala, săracă. Unde-i care? Aista, dar el pienile să... Ideal, da? Ca fie, da. Hai, ca ești. Asta e mătrasul meu de piene. El se face boț și... Da. Dar pe pienele se duc și... Ca într-o gaură. Da. Și frig. Așa sunt minus 3 grade. Luăm hârtiile... Knișca, cum spunei. Pentru medic, noi am fost la control cu bunica 2 săptămâni în urmă și... Am făcut și niște analize și acum a cazat gata și ne ducem cu cnișca ei, ne ducem să vedem ce a spui medicul, să-i transmitem ce lecuire se mai dă-i. Că noi am luat lecuire și pentru oase și pentru cap. Cu oasele mai bine, merge mai bine deja, dar cu... La cap totul doare o parte din cap, să vedem ce medicamente să ne dai. Sare de la bunica. Iaca, m-a auzit bunica, m-a jaluit când am sare și nu găsa și a zis că dacă aduși ai. Dacă aduși ai. Tot noi am adus asta. E, da, a lăsat mult, acolo ai mult sare. Da, ies, sare, are bunica acolo vreo 14 pachete. Voi ne-ați adus o dată pentru murături și era eu dată. Și a zis, nu de asta, de data. Camine, mi-a adus tot iodată. Așa era iodată și de sub teca. Da, iodat pentru alimentar. Aha. Pentru gătit. Ei. Nu de asta, de aceea oară de pachetul albastru pentru murături. Dar și nu-ți poate folosit și la mâncare bunic. Așa e bună, dar să o lăsăm pentru murături. Da, da, da. Mm. Ei, dacă în cel mai rău caz, mâncași de și ea, nu? Da, da. Dar nu, e bun, e sare ca sare. Sare ca sare. La murături, zici că asta, iodată, nu... Ceva nu le face, da. Ceva nu le face bun. Salut! Ai înghețat, mă? Ai înghețat, hai. Sunt aici, mâine. Ai înghețat că vine iarnă, de ce frig? Salut! Salut! Cum la școală? Bine. Ai mâncat? Să faci de mine. Da. Ai mâncat? Da, n-am mâncat. Păi da sau da, n-am mâncat. Nu, n-am mâncat. De ce? Da, nu mi-a fost foame. Da, iaurt, ține. Ce-am adus un iaurt? Mănânci? Uh-huh. Că el a dat comandă cu iaurt. Mai ai și cu gazul? Și cu gazul, Maia! Și cu soare. Ești pe internet lumea și vorbești. Și cu gazul, Maia! Dar gazul de-a mai... Gata, am uitat de gaz. E trecut, da. Am fost și petrolul și am uitat mergi în sare. Ducem la supermarket, zicem dacă este sare. Da. Dar am luat un pachet la bunica, dar aia care trăim, trebuie să luăm și noi vreo 10-20 kg. Da. Nu, de fapt noi ducem la supermarket și da, să avem nevoie de produs alimentar. Da, produs pentru casă? Da, câteva. L-am lansat pe Alex la basket și... Până termine el basketul, noi la supermarket. Prin trecem să-l luăm, prin periană și acasă. E o surpriză la copii. La copii? E lor mai tare, le place surpriza. O să arătăm și supermarket. Nu-i panică, sunt de toate. Lumea scrie că se panichează toți. Cât e plin, tot este. Azi vedem dacă este și sare. Covriși? Da, adică, dar vreau clar. De asta să le pun în... Corușor. Am întrebat și de sare, unde e sarea? Și nu e sare, s-a terminat. În pandemie lumea a luat toată hârtia igienică, am muiat toată sarea. Spui la murat hârtia igienică. Nu e sare, s-a terminat. Văd că lumea și zahăr e activ. Dar mai este, zahăr mai este. 72 de lei. Un pachet de zahăr. Na, tot cam finisate, da? Vina? Da. Copiele țin mult și ieftine. Auzi, dar zahărul e că scrie 73 de lei. Asta și o bucată? Ori un kilogram? 5 kg. Scrie, vezi acolo? 5 kg. 5 kg și 73 de lei. Mă uit și eu. S-a părut 3... că se scumpie tare, da? 5 kg, 3 euro jumate, înseamnă. Eu sunt undeva 80 cent kg. Carne este. Frigul
Dai frig, eu mă duc. Am luat și prot până în anul 2025. O să o ținem la zile negre. Gata, Sergiu și-a luat cumpărăturile. Și-i frig afară, minus 1. Bate vântul. Deși sunt niște oameni pe lângă noi. Și bărbatul striga: ți-a spus, veni mai devreme, n-am găsit sare. Am o fără sare. Nu înțeleg, așa care cumpărat sare. Scrieți-vă rog în comentarii și faceți voi cu sare. Pentru ce cumpărați așa mult? Că și l-am murat încă de vreme de pus. Trebuie să-l vedem pe Alex cum joacă. S-a luat, peste 10 minute termină. Sunelul, cum la basket? Bine. L-am luat și pe Alex. Am luat unul și îl ducem după a doilea. Leac într-o zi Alex la basket, așa că trebuie să poate nu mai avem butiaj. Reușim, dacă ceva să aștepți. Da. Când Alex are basket, noi la arena reușim fix în fix. La țac, da. Facem multe de cele de doamna Emira. Nu știu ce, să doamna Emira ceva. N-am înțeles, dar foarte interesant. Ține. Rena a mâncat o înghețată, cum a pufuleț. Ai, ai, ai. Dar eu mâncat bine la grede. Dar știi asta, mă rep de merge. Ce? Asta mă rep de merge. Aaa, așa faci. Oho. Pisicuța merge repede. Ce-i pus de pe ananas? Vreți de o bieră. Bier? Dar tu te la mine, de la mine așa. Poți să adaugi și sare între ăsta. Avem un pachet sare întreg. Da, avem, dar pe ăsta sneajul tăticul vreo câteva luni. Ia uite sarea noastră. Noi taman rămas fără sare. Nimic. Voi nu uitați, scrieți în comentarii dacă ați găsit undeva sare. Sau în țara voastră este sare? Scrieți că nici nu știi cum ajungem fără sare. Da. Noi principal că am cumpărat hârtie igienică. Dacă s-o cumpărat până să fie import, da, hârtie igienică avem. Trebuie și sare să o punem la murat. Și struguri am luat fără sâmburi. Arianei foarte tare îi place. Alex acolo, boss. YouTube și înghețate. A, te uiți video de azi? Rapperul anului. Ce mă mic, am luat și mere azi. Am mâncat botul iepurilor, da? Așa spune la noi, botul iepurilor. Da, foarte gustos și tare. Vreau să văd de unde sunt, că chiar în Moldova. Asta mă rende. Și cum s-au păstrat ele așa tari? Vedeam, e martie, dar ele sunt tari și suculente. Foarte, foarte gustoase, chiar ne-a plăcut. Tot în Moldova. Golden n-am gustat, dar tot e tare. Și nu se acoperit cu cearășe. Parcă nu se vede, nu știu cum se... Cum le-au păstrat? Totuși ele stropite cu ceva, n-are cum. Dar stari, tari, tari, adică... Frigidiere bună sau, știi... Păstrare e foarte bună, înseamnă. Da, dar cum se păstrează frigidiere? Scriți în comentarii care știu. Care cunoașteți, scriți cum se păstrează așa mere luni de zile. Am luat și un dovlecel. Sergiu vrea prăjit, mâine deja o să facă. Da, mâine. Noi am zacusit câteva nughete oraș. Nughete de pui cu da. Dovlecel prăjit, ați făcut? Și am mâncat câte un măr. Eu astăzi, dacă mai beau și cu bere, finish. Dar Sergiu o să vrei mâncare, eu știu. Și dacă beau bere... Gata, mă înflu. Nu te interesează nici sarea, nici... Nu, burta e plină. În vedere, eu nu o să vreau mâncare. Alex o mânca zămușoară. Ariana poate să ceară și eu mai încolo zămușoară. Sergiu n-a să mănânci zămușoară seara. E seara. Eu ceva, un toast, ori pastei să-mi faci. Pupici la toți, cu voi a fost familia Portnoi. Pa, pa. Puneți un like și abonați-vă la canal. Nu uitați. Miuța, pa, pa. Nu mușca. Nu mușca. Nu mușca. Nu mușcă! Sergiu arată cum făcea azi miuța când am venit, a plecat așa și de la ușă, făcea așa. Eu n-am înțeles și asta. Da, e ca așa. Vârte cap așa. Da, tare! Și am crezut zic, poate e... Ce înseamnă? Ariana, pa, pa! Pa, pa! Alex, pa, pa!